Bun, înainte să începem investigația și curățarea noastră, aș avea o întrebare. Înainte de această sesiune, tu ai strănutat de cel puțin 15-20 de ori în mod violent, apoi eu și a început să ne curgă nasul amândoi și simțeam presiune în zona gâtului, cu toate că aveam protecții executate corect. Din ce cauză? Așa cum ți-am spus și în stare de non-hipnoză, deci am simțit ca o presiune în chakra gâtului și la mine și la tine, așa, și eram apăsat și pe a șasea chakra amândoi, deci era o entitate pe care am perceput-o și care are legătură cu, deci ne ataca aura. Și în locurile unde ne-a apăsat pe aură, este normal că resimțeam în corpul fizic. Din cauza cărui fapt s-a amânat sesiunea de ieri pentru azi și au fost piedici. Din aceeași cauză, mergem mai departe. Acum, eu voi număra de la 1 la 3 și tu te vei conecta cu partea subliminală a Delhi. 1, 2, 3. Atinge-o să vezi dacă este ea. Este ea. Să îi se creeze o protecție specială pe tot parcursul sesiunii. I-am citit ADN-ul. În fine, deci în astral Delia mi apare ca o ființă foarte mare și este foarte grasă, are o burtă foarte, foarte mare. Deci are o burtă de femeie cu sarcina la 9 luni. Într-adevăr, ceva are burta aia înăuntru, o să vedem imediat despre ce este vorba. Mergi la un moment important din această viață. Da, partea subliminală este destul de comunicativă. În ce an suntem? 1832. Dar este o linie temporală falsă. Așa, sunt. Suntem pe Terra sau pe altă planetă? Nu suntem pe o planetă artificială care se numește Nima și cu care noi am mai avut de-a face. Află-te, rog, de ce partea subliminală a ei a dorit să vizualizăm această viață. Ce de anume dorește să investigăm? Stai să o întreb. Îmi spune că aici i s-au născut majoritatea copiilor. Deci, văd ca un fel de creșă. Ea este umanoidă, nu umană, dar nu doi metri și ceva înălțime în această viață. Are trăsături și rasei reptiloide și a rasei umane. Deci picioarele sunt ca de la genunchi în jos, sunt ca de broască, ca de reptilă. Așa și îmi arată patru feți ibrizi. Ei sunt așezați într-un gen de leagăne, dar au energie în jurul lor, nu seamănă cu maternitățile pământene. Deci mi-a arătat lucrul ăsta că a participat la acest proiect. Acel proiect se numea UOMO, UOMO, așa, și avea ca scop crearea unui hibrid perfect între rasa umană și cea reptiloidă. Bun. Închidem portalul. Ne ridicăm vibrația. Ne curățăm de reziduri. Iau partea ei subliminală. O aduc aici, în prezent, ca să putem investiga corect. Rog, sursa divină a iubirii necondiționate să-i trimită energii de curățare, echilibrare și încurajare pentru ființa Delia, să-i se curețe în acest mod toate îndoielile, fricile, neclaritățile, hologramele religioase, autoinvinuirile, astfel încât să se poată înțelege imaginile prezentate. Da, s-a mai luminat. Întreabă dacă este de acord să lucrăm cu ea și pentru ea. Îmi spune dacă o să o ajutăm să iasă din acest contract în care ea este folosită
Tot timpul la sarcini eterice cu mare plăcere. De ce este conștientă că este folosită? Partea ei subliminală este conștientă de acest lucru. Din câte am observat din discuții și partea terestră este. Bănuiesc că de multe ori, nu bănuiesc, sunt sigură că de multe ori Delia, ca ființă terestră, a simțit că este însărcinată. Deci a avut simptome de sarcină, ca apoi să descopere că nu. Are un implant foarte mare, un implant eteric foarte mare în zona genitală. Așa, o să-l scoatem imediat. Cred că trebuie să începem cu curățările serioase, ca să o putem ușura și să lucrăm mai bine cu ea. Tu cum consideri? Da, începem cu curățarea. Atunci să o ajutăm. Din acest moment, ființă Delia, în mod conștient și benevol, arzi toate acordurile, toate contractele nebenefice, copiile, duplicatele și oglindirile lor, toate jurămintele, scrise sau verbale, conștiente sau inconștiente, pe care le-ai făcut în toate viețile, în toate formele de existență și manifestare, în stare de stază sau așteptare manifestării, din toate planetele și universele, cu plus sau minus, unde ai experimentat cu sau fără acordul tău. Toate cuvintele, înjurăturile, blestemele rostite de către ființa Delia și înspre ființa Delia, toate legăturile de magie albă sau neagră, din toate viețile trecute, prezente și viitoare, din toate liniile temporale, cu plus sau minus, adevărate sau false, împreună cu toate programele mentale induse de aceste ființe tale, toate energiile joase și firele energetice ale acestora, toate le arzi acum. Arzi toate promisiunile nebenefice care induc și readuc folosirea ființei tale în toate liniile temporale, false sau reale, din toate universurile, planetele sau stările de stază și conservare. Totul anulezi și arzi acum. Să iasă afară acum toate entitățile înțepenite până la gât cu gura închisă, egregorii energetici induși sau autocreați, prin gânduri, fapte sau autoinculați, prin sentimente de joasă vibrație, emise cu sau fără voința ta. Se elimină din toate corpurile tale, implanturile eterice și fizice, orice formă de interferare conștientă sau indusă, toți nanoroboții, nanoformatorii și nanotransmițătorii nerbenefici, larve bionice, implanturi carbonice, androizi, memoriile false, memoriile extraterestre, împreună cu toate hologramele, atât din corpul subtil, cât și din cel fizic, imprimate în toate încarnările trecute, prezente sau viitoare. Acum, Cristina, spune-mi cum decurge procesul. În primul rând vreau să spun așa, cel mai mare implant pe care l-avea în corpul eteric, tocmai acum studiam că Arian și Deida îl scoteau cu, ajutau să-l scoată, cu blândețe, ca să nu provoace leziuni în niciun corpurile subtile. Deci, pe corpul emoțional, era montat așa. Deci, din partea de spate, jos a capului, avea o semilună cu concavitatea în jos. Din mijlocul semilunii, pe gât și pe, creierul mic întâi, apoi coborând pe gât și pe toată coloana vertebrală, până în partea de jos a coccisului, unde iarăși avea o semilună, de data asta mai mare, cu concavitatea în sus. Din câte am înțeles, acesta este un sistem de interferare, de inversare a polarității magnetice a corpului fizic. Acest implant i-a fost inoculat odată cu așa zisa trezirea șartelui Kundalini prin practică yoga. Ea nu este legată numai în această viață de yoga. Deci, acum trei vieți am vizualizat, a fost un gen de șaman în K-O-K-H-U Mai cu Y, așa, în Cambodgia. Deci am vizualizat-o în acea viață, în anul 1789, așa notează,
spune-mi dacă trebuie să vorbesc mai rar. Ea era un gen de lider spiritual al unei grupări, gen yoga, și se conecta în mod direct cu o entitate, ei se înfățișa luminoasă și credea că este de bun augur, dar de fapt avea o energie foarte întunecată. Lumina care era deasupra era lumina ei și, adică a lui, în acea viață, se numea Bohu în acea viață și capta și lumina de la practicanții din grup, vizualizez acum o scenă investigând această viață. Are importanță această viață pentru ea și pentru a înțelege anumite aspecte din cea prezentă, pentru că între cei 12 practicanți care învață de la Bohu ca maestru iluminat, așa văd trei persoane din actuala viață. Una este actuala soră, Dana. Dana. Loredana. Uh-huh. Așa. Fica este chiar lângă ea, ca practicant de asemenea, deci este o linie temporală reală de data asta, nu este o linie temporală falsă, iar și soțul ei îl văd, dar nu între practicanți, îl văd la o distanță oarecare, deci este femeie în acea viață și se pare că era și în acea viață pereche cu maestru luminat Bohu. Spune-ne scopul acestei conexiuni. Da, mi-arată că deci existau și alte trei grupări. Ei se certau ca lideri spirituali între ei foarte mult și cele mai multe conflicte le avea cu o altă sectă, se spune că e ca un gen de sectă, așa, la care maestrul acea secta este actuala ei mamă, Luciana, așa, ce se spune, toate aceste energii din aceste vieți, pentru că, de fapt, timpul este o iluzie în 3D și toate se întâmplă acum, în acest moment, deci noi trăim în corpul emoțional toate emoțiile simultan de la toate încarnările noastre. Și ele creează anumite efecte în viața prezentă, să spunem. În momentul când noi vom încheia sesiunea, dacă solicitanta noastră, bineînțeles că o să-i cerem aprobare, va dori să facem reunificarea celor trei părți și integrarea în corpul fizic, așa m-am hotărât să întreb de acum înainte, deci nu mai integrez eu fără să întreb, deși este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru o ființă, pentru că apoi ea este întregită. Deci noi vom aduna și esențele sufletești și solicitanta noastră, Delia, va trăi numai această experiență acum în acest moment, fără ca corpul ei emoțional să se încarce în mod nebenefic cu toate emoțiile experiențelor simultane pe care le face pe alte linii temporale sau false. Bun. Deci asta a vrut ea să-mi arate în această viață. Închidem portalul pentru că deja energiile s-au ridicat la energiile nebenefice, s-au ridicat destul de mult. Ne curățăm un pic de reziduri. Ne reglăm vibrația. Am văzut, deci, acea ființă cu care era conectat atunci, ne-a atacat ieri, ne-a atacat azi. Acea ființă, deci, are conexiune în viața actuală. Are un firicel numai către fată, dar are conexiune și pe soț. Se pare că cu actualul soț au avut 18 experiențe împreună. Așa îmi vine informația, am întrebat de două ori ca să fiu sigură. Putem continua.
Mai sunt alte entități care au ieșit? Da. Spune-ne pe rând de fiecare. Deci, în primul rând, aveam conexiunea cu acest reptiloid, care a și hibridat-o într-o anume viață, pe Delia. În ce scop o parazitează pe Delia și ce prejudicii i-a adus aceste ființe? Deci, primul și principalul scop este cedarea de energie vitală, deci preluarea unei cantități cât mai mari de energie vitală, de prană, de la Delia, pentru că energia ei este foarte densă și de foarte bună calitate și este foarte căutată. Acest reptiloid se numește Numuk cu capa. În fine, nu știu cât de real este numele, nici nu mă interesează. L-am înțepenit aici în fața mea. Bun. Deci avem acest reptiloid, acel mare sistem de interferență pe care l-am descris deja, care a fost scos și introdus. Deci Arian și cu Deida au realizat un gen de fântână eterică în care bagă toate implanturile găsite. Așa, și această fântână corespunde pe partea cealaltă cu vacuumul galactic. Deci ele vor fi transformate pentru totdeauna. Bun, deci îl avem pe Numuk. Mai avem o ființă de lumină. Ea este în lobul drept, această ființă de lumină. În ce scop o parazitează pe Delia și ce prejudicii i-a adus? Crea slabă stimă de sine, așa, lipsă de curaj în a lua decizii mai drastice pentru propria viață. Deci, în momentul când adevăratul ei eu încerca să se scuture un pic și să încerce să schimbe ceva în viața ei, să meargă un pic mai departe, să urce o treaptă și lua o decizie, o făcea să se îndoiască imediat de acea decizie. Apoi, îi crea frici. Deci îi atragea atenția asupra unor chestii mărunte ca să se conecteze cu energii nebenefice. Îi micșora capacitatea de memorare și învățare a anumitor chestii. Deși ca ființă este foarte evoluată și foarte inteligentă și cu suficientă, un suflet înzestrat cu suficientă cunoaștere. Crea adversități. De asemenea, deci a avut o ventuză și pe cel de-al treilea ori. Eu am așa o senzație și dat fiindcă sunt în stare de hipnoză, nu e numai o senzație, este o certitudine că Delia după această ședință va evolua foarte frumos și că a mai avut experiențe de decorporalizare, dar nu și le amintește bine și că va putea călători astral foarte frumos cu timpul, bineînțeles, dacă o să continue să lucreze foarte mult cu ea însăși. Așa. Bun. Și deci era un gen de conexiune și cu mama ei prin această ființă de lumină. Apoi mai avem două ființe foarte mici, care odată scoase din ovarele lui, deci erau ca două boabe de fasole, ca să vă dați seama. Deci față de un corp uman obișnuit. Așa, ele erau instalate în fiecare ovar, odată scoase afară, s-au dovedit a fi niște învelișuri eterice și înăuntru o mantide. Aceste mantide nu stăteau în ființa Delii. Deci intrau și ieșeau. Ele sunt de asemenea responsabile de feții eterici. Delia a fost foarte folosită în, să spunem, industria asta a feților eterici. Se pare că ADN-ul ei pe care îl vom examina și îl vom citi și mai târziu ca să fim convinși de exactitatea informației, se pare că deschidea portița la foarte multe genuri de hibridări. Deci ADN-ul ei original este foarte compatibil cu cel al raselor distrugătoare. Sună cam dual ce am spus, dar asta este adevărul. Bun.
Mergi înainte semnării contractului cu acel reptiloid. Da, este o imagine extraordinar de frumoasă. Ceea de ce descriu acum, deci o percepe Delia ca o ființă albastră movie, este umanoidă, nu este umană, are un păr lung tot albastru turcoaz, ochii frumoși, pielea este albăstruie, suntem pe o planetă unde, să spunem că două treimi sunt ape, dar apare o consistență fluidă, nu lichidă. Deci dacă bagi mâna în ea, nu te udă. Și acest popor frumos trăiește acolo. Deci sunt și ei, sunt și ele. Sunt două sexe, dar nu se mulțesc sexual. Așa? Încerc să aflu exact în ce an suntem și unde suntem. Suntem pe planeta Aramea cu 2 de A. În constelația Pleiadelor. Eram sigură că e așa după culoarea pielii și anumite trăsături. Așa, acum se explică foarte multe. O să discut mai târziu. Bun. La un moment dat, rasa lor, deci este o planetă foarte mică, aflată, dacă noi ne privim o hartă stelară cu ochii pământești, aflată în partea de stânga sus a constelației Pleiadelor. Este o planetă cam cât luna noastră, să spunem. Așa. La un moment dat, rasa reptiloidă, deci ne aflăm cu 280.000 de ani față de momentul actual. 280.000 de ani terestri. Așa, deci ia contact rasa lor cu rasa arameilor. Așa, și tot ține discursuri despre noua experiență care trec anumite suflete prin încarnările în corp grosier în 3D și la un moment dat le deschide curiozitatea ca ființe să experimenteze acest lucru și 8.000 de ființe de pe această planetă sunt preluate cu o navă și duse acolo. Înainte de a fi preluate cu o navă, ei întreabă aceste ființe pentru că au posibilitatea să călătorească, deci în mod ezoteric, cu mintea, fără corpul fizic, semifizic, este un corp semi-lichidocristalin, să spunem, corpul lor inițial. Așa, li se spune că trebuie să semneze un contract dacă se întâmplă anumite accidente, în ghilimele, și ei trebuie să fie cumva apărați în rasa reptiloidă, dar de fapt toate aceste 8.000 de ființe semnează un contract de sclavie pe veci, să fie folosite și hibridate. În momentul când a intervenit rasa reptiloidă în această constelație, pe această planetă, această planetă nu trăia într-un mod dual și nu știa ce înseamnă înșelăciunea și răul. Aveau să afle după aceste chestii care s-au întâmplat. Întreabă partea subliminală a solicitantului dacă mai dorește, după cele văzute, să îl mai semneze. Nu, îmi spune că dorește să
să anuleze orice copie, da, așa, și orice oglindire acestui contract original și să revină la zero. Bun. Se arde acest contract acum. Deci, solicitanta noastră, Delia, după această experiență din care va pleca când va dori ea, pentru că o să fie o ființă total liberă la sfârșit, deci se va putea întoarce ori pe planeta ei originară, ori va putea experimenta ceea ce își dorește ea cu adevărat pentru evoluția ei personală ca esență divină. Bun, mergem mai departe. Bun. Putem să-i trimitem aceste ființe la curățare, echilibrare și îndrumare pe calea lor? Da. Că informațiile o să ne vină oricum. Da, pentru că ne încurcă energiile lor aici. Sursa divină a iubirii necondiționate, vă rog, preiați aceste ființe pentru curățare, echilibrare și îndrumare pe calea lor, dacă nu se încarcă, oricare liber arbitru. Vă mulțumim. Dacă nu se încarcă. Nu știu de ce și vecinii sunt foarte neliniștiți. Sursa infinită a iubirii necondiționate și frumoasă Mamă Tera, rog, trimiteți o rază divină de protecție și de echilibrare a vecinilor noștri pentru a ne putea da posibilitatea ca noi să desfășurăm cât mai bine această acțiune de curățare. Putem continua, Alexandru. Ființă Delia, ia aminte de semnătura energetică a acestor entități, ca în niciun context să nu te mai reconectezi cu ele. Recunoaște de acum încolo orice semnătură energetică nebenefică din partea oricărei ființe sau neființe care nu are în vedere cel mai bun interes al tău. Da, asimilează această informație, partea subliminală. Astfel încât să fie totul la nivelul zero în toate dimensiunile, timpurile, galaxiile și universurile. Te deconectezi în acest moment de la această rană din chakra inimii tale și din coloana ta vertebrală. Returnezi toată această energie care a fost folosită pentru a crea această rană și vei cere să ți se redea energia ta curată înapoi. Da, și te conectezi. Acum îi arăt cum să-și umple aceste locuri de unde au ieșit implanturile. Deci nu am spus de acel implant fusiform din zona genitală. Așa era folosit pentru sarcini eterice și pentru a capta energie orgonice. Deci, practic, în stare de somn, solicitante noastre îi se creia orgasm. Așa și era fecundată eteric. Și violată eteric. Toate aceste energii acum s-au curățat, contractele sunt rupte, ființa care o avem în față este foarte luminoasă, este mult mai curată, s-a înălțat din ea însăși. Aș dori o curățare de reziduri, pentru că simt mâncărim și îngăt și văd că și tu... În acest moment... Toate rezidurile energetice, toți nanoroboții și hologramele de orice gen, incluzând și cele religioase, rezultate în urma acestei acțiuni, se adună din orice loc, se ard pe loc, iar portalurile deschise se închid. Să vină în fața noastră, înțepenite până la gât, toate clonele realizate după ființa Delia. Deci, inițial, Delia a avut 5 clone, dar numai 2 din aceste 5 clone sunt active. Deci, 3 clone sunt hibrizi. Sinele ei superior a refuzat să mai energizeze aceste clone și a tăiat singură, în mod conștient, în astral legăturile. Și avem numai 2 clone. Deci, o clonă este pe Terra, duce o viață fizică, este în colonie. Are vârsta de 22 de ani, este o mică luptătoare, așa, o văd care o...